În acest video vom folosi diversele tehnici pe care le-ai învățat mai devreme pentru a crea modele florale variate. Începe prin trasarea unui semicerc, fă o serie de cercuri mici în jurul său. Apoi desenează petalele. În acest model sunt 4. Odată ce petalele sunt făcute, adaugă contraste. Asigură-te că sunt pe aceeași parte mereu. Desenează 2 linii astfel pentru a face o floare în formă de clopot. Adaugă contrastul în interior. Pe urmă, fă o serie de puncte mici care cresc gradat de-a lungul interiorului. Desenează un semicerc deasupra. Umple o parte din el astfel. Desenează un alt semicerc în jurul primului. Fă 2 aripi deasupra. Poți umple părțile superioare ale aripilor în acest fel. Apoi fă 2 antene aici. Fă o serie de puncte tot mai mici în acest fel. Adaugă 2 linii care se conectează pe cealaltă parte. Nu uita să adaugi contrastele în interior. Desenează o serie de puncte mici de-a lungul părții de jos. Pe cealaltă parte, desenează 2 linii cu spirale la capete. Adaugă 3 modele aici. Umple bine modelele cu cerneală. Adaugă o spirală mică cu 3 petale la capăt. Adaugă contrastele. Adaugă o petală și o frunză la capăt. Desenează 2 frunze cu contrastele pe aceeași parte mereu. Fă o inimă astfel. Adaugă niște contrast. Adaugă un model final la capăt. 3 puncte, 3 semicercuri și 2 frunze. Adaugă o curbă și o serie de puncte mici. La acest punct, adaugă 3 frunze mici. Umple-le astfel. Fă o serie de spirale. La final, adaugă o frunză diferită. Adaugă niște contrast de-a lungul marginii, precum și o spirală. Repetă seriile de spirale la vârf. Aici vom face un model floral.